Ca să ajungi campion olimpic, nu trebuie să ai superputeri. Trebuie, în schimb, ca în fiecare zi a vieții tale să te lupți cu tot ce e mai greu și să nu renunți vreodată. Iar nimeni nu întruchipează acest spirit de campion mai bine decât Camelia Potec. Camelia a crescut în Brăila, unde s-a născut pe 19 februarie 1982. Notul a făcut parte din viața camelei de la o vârstă fragedă. iar asta nu ar trebui să mire pe nimeni, doar a crescut cu Dunărea aproape în curte. O idolatriza pe campioana germană Francisca Van Almsick, și nota singură în Bazin la 7 ani, sperând că într-o bună zi va ajunge ca ea. La 14 ani, nu doar că era notătoare de performanță, dar deja se calificase în calitate de rezervă în lotul olimpic de nod. Deși nu a putut participa la competiție după ce România a decis să meargă la Jocurile Olimpice din Atlanta fără rezerve, POTEC nu a lăsat asta să-i sfâșie ambiția. Pentru ea, oricum, apa era mediul natural, un loc de reculegere și relaxare. Dificultățile nu au încetat acolo, însă a participat la următoarele jocuri olimpice de la Sydney, unde nu a reușit să prindă podiumul. Urma și momentul ei de glorie. La Jocurile Olimpice din Atena, din 2004, Potec a reușit cea mai mare performanță din cariera ei sportivă. Pentru această ediție și-a schimbat atrenorul, s-a mutat la București și a venit mai pregătită ca oricând. Dar abia acum dădea de nas în nas cu destinul. La proba de 200 de metri liber, a concurat împotriva idolului ei german, dar nu s-a lăsat nici intimidată, nici copleșită de emoții. Cu o viteză de torpilă și grație de sirenă, Potec a câștigat mult așteptatul aur olimpic, cea mai mare realizare pentru orice sportiv. După 20 de ani de concurs, 200 de titluri naționale, 4 europene și multiple podiumuri obținute la campionatele mondiale, Camelia Potec s-a retras din activitate după Jocurile Olimpice din 2012. Dar munca ei nu s-a oprit la ieșirea din Bazin. Ea a continuat să-și conducă sportul spre succes ca președinte al Federației Române de Natație, iar din 2016 activează ca vicepreședinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Drumul spre glorie nu este niciodată drept, este mereu plin de suferință și sacrificiu. Dar cum ne-a arătat în dialungul carierei sale Camelia Potec, acest sacrificiu este necesar atunci când vrei să străiești viața în propriul mediu.